În cadrul expoziției de fortificații de la Gura Humorului vor fi prezentate în premieră mai multe documente descoperite în arhivele de la Viena din perioada Imperiului Habsburgic. Documentele atestă faptul că în secolul al XIX-lea, în jurul orașului Gura Humorului, au fost construite 14 forturi în perioada războaielor ruso-austro-turce. În arhive au fost descoperite inclusiv schițe ale celor 14 forturi construite de austrieci. O expoziție inedită care se referă la fortificațiile din zona Humor. E vorba de fortificațiile din Imperiul Habsburgic. După cum se știe sau nu se știe, Gura Humorului a fost cea mai fortificată zonă la intrarea în Imperiu și aici au fost descoperite în arhiva de la Viena schițe ale celor 14 forturi care apărau zona Humor. Unele dintre ele există și acum. Primăria Gura Humorului a încheiat deja un parteneriat cu Muzeul Bucovinei, iar de săptămâna viitoare vor fi efectuate săpături arheologice la fortul principal. Interesant este de această dată faptul că la Viena s-au găsit niște înscrisuri care le vom prezenta la zilele Humorului, prin care se spune că fortul principal era construit pe o cetate mai veche. Pare cu atât mai interesant ca arheologii să-și spună cuvântul și să vadă despre ce cetate este vorba. E pentru prima dată însă când, în urma contractului care s-a semnat între primărie și complexul muzeal Bucovina din Suceava, se vor face săpături pentru a se vedea exact despre ce este vorba. La o primă vedere, specialiștii de la Muzeul din Suceava consideră că sunt fortificații unice în România. Primarul Marius Ursaciuc spune că administrația locală a început să lucreze la un proiect finanțat din fonduri europene pentru punerea în valoare acestor fortificații și amenajarea unui muzeu în aer liber, cu obiecte de artilerie și echipamente ale soldaților din perioada Imperiului Habsburgic. Potrivit specialiștilor, fortificațiile de la Gura Humorului ar fi unice în România.